Însă vreau să spun din capul locului că toate astea eu le-am abordat cu mult înaintea tuturor, pe unde am spart eu lemne, mulți de la alte posturi de televiziune și din presa scrisă, culeg surcele și chiar scobitori, despre defrișarea pădurilor, despre afacerea EADS, toate astea au fost declanșate de mine, despre păcatele grave ale lui Traian Băsescu, care nu vrea să dialogueze civilizat cu nimeni. O pagină neagră în istoria României. Vorbesc asta ca scriitor, ca sociolog, ca istoric, ca șef de partid. Eu vreau să spun o chestiune. Dacă nu sunt lăsat eu să câștig, va fi și mai rău pentru țara asta. Pe mine nu are nimeni la mână. Nu sunt șantajabil și n-am avere. România are capacități intelectuale și morale excepționale. Acest popor e un popor genial. Eu niciodată n-am să mă dezic de poporul meu. Am prea mulți morți în pământul acestei țări, în ambele războaie mondiale și în războiul de independență, că am documente de genul acesta, ca să mă dezic vreodată. Iată. Bună seara, stimați telespectatori. Din păcate, începem cu această știre extrem de tristă. Decesul unui mare patriot, Corneliu Vadim Tudor, cel supranumit Tribunul. Transmitem și noi sincere condoleanțe familiei. Nu știu dacă mai este necesar să-l definim. Bănuiesc că îl știm cu toții, așa cum era și cu bune și cu rele, dar mai mult cu bune. În mod cert, una dintre mințile luminate ale acestor vremuri, ale politicienilor noștri, un om cu o capacitate senzațională care te îngropa în informații și am avut plăcerea să-l cunosc personal de foarte mulți ani în urmă, a fost chiar și la dânsul acasă, s-a stins din viață în această seară. Dânsul avea și diabet, avea și probleme cardiace, din păcate ne-a părăsit. Din nou, sincere condoleanțe. Alături de mine în studio, doamna senator Gabriel Anghel, de la PC, îmi cer de scuze, domnul deputat independent Daniel Oajdea și domnul Titi Sultan, expert în drept constituțional. O să încep cu dumneavoastră, doamnă senator, întrucât și dumneavoastră l-ați cunoscut foarte bine pe Corneliu Vadim Tudor. Ce ne puteți spune despre el? Deci, eu pot să spun că sunt șocată. Ieri, de ziua pompierilor, creștinii sărbătoresc Sfântul Cornel. Am trimis mesaje și spre seara constatasem că nu i-am trimis mesaj. I-am trimis pe la 10 seara totuși, că am zis că nu poate să treacă ziua. Culmea e că i-am dorit la mulți ani și sănătate. Astăzi, când am aflat că are probleme de sănătate și este internat în spital, m-am gândit că poate va reuși să treacă peste el, deși avea și diabet, cum a zis dumneavoastră, deși avea complicații multe din cauza diabetului. Ce pot să spun este că rar întâlnești o minte mobilată ca a lui Vadim Tudor și că lumea politică este văduvită mult în ziua de astăzi prin lipsa lui Vadim. Faptul că era vulcanic, că era coleric, că era exuberant, făcea deliciul și era sarea și piperul politicii românești. Dar, în general, ceea ce a spus el era drept, era corect, era adevărul. Faptul că îl spunea răspicat și bătând cu pumnul masă nu înseamnă că nu avea dreptate. Totodată, pentru cei care nu l-au cunoscut poate îndeaproape pe domnul Corneliu Vadim Tudor, aș ține să menționez faptul că era un om extrem de galant. Cu jurnaliștii, de exemplu, dacă venea într-o deplasare, pentru fiecare venea la o emisiune, avea un mic cadou, o mică atenție, oriunde se ducea, cărți, CD-uri cu muzică patriotică sau populară. Încă ceva, iubea câini enorm. M-am și întrebat ce or face cățeile acum, dacă se va mai ocupa cineva de ei. Era un luptător pentru drepturile acestor ființe și eu iubesc câinii. Poate că nu, adică îi iubesc tot la fel ca dumnealui, dar nu acționez așa de mult cum făcea dumnealui. Nu am posibilitate să țin câinii care îi ținea dumnealui în curte. Era un om, păcat. Și la casa presei, hrănea câinii care erau pe acolo și de câte ori venea.
avea, dacă nu mă înșel, în Pantelimon, orașul Pantelimon din Ilfov, la ieșirea din București, tot așa un adăpost pentru câini. Să nu uităm și faptul că la un moment dat Corneliu Vadin Tudor a fost la milimetru cât pace să ajungă președintele țării. Dânsul susține că a fost, da. Mă rog, s-au făcut unele mici și mișculații la vot. Și ce? Nu poate să fie, cum zicea dumnealui? Uitați-vă. Poate să fie. Din păcate, ușor, ușor a ieșit cumva în planul secund al scenei politice românești, cu apariții din ce în ce mai rare la, în general, la televizor, la televiziunile de știri, mai ales pe problemele politice mă refer, însă rămânea de fiecare dată același om carismatic, același om care te îngropa în informație și în cunoștințe generale, vaste, nu mă refer neapărat la istorie, unde, într-adevăr, n-aveai ce să-i spun. Singurul lucru mai trebuie să mă adaug, că mă rog să-i fie țărâna ușoară și să-i odihnească sufletul în pace, Dumnezeu. Noastră l-ați cunoscut în Parlament, bănuiesc, l-ați... Mă mai întâlneam la emisiunile TV, m-am întâlnit de câteva ori cu el, nu l-am cunoscut aproape cum l-a cunoscut doamna senator. Și pot să zic, Dumnezeu să-l odihnească, să fie țărâna ușoară. Cred că o să-i simțim lipsa lui Corneliu Vadim Tudor, un om cu o personalitate zdrobitoare, marcantă pentru mulți, care nu, atunci când știa ceva, o ținea pe lui una și bună, nu putea să abdice de la crezurile sale, de la patriotismul său. Mi-aduc aminte chiar și anul trecut la europarlamentare, cum se ducea la televiziunea română, de exemplu, avea întotdeauna grijă să aibă câteva cărți care erau roșu, galben și albastru așezate frumos una peste alta. Și, mă rog, anumite detalii de care mulți nu țineau cont, sau când mergea în țară în campaniile electorale, întotdeauna cu muzică patriotică sau prin București diversele marșuri pe care le organiza cu cai, cu oameni îmbrăcați în costume naționale. Da, chestiunea este că nu erau ceva de fațadă. Nu. Era un crez al lui puternic. El chiar simțea. El chiar iubea România. Chiar iubea România. Și chiar toate excesele lui erau făcute din marea dragoste pe care o purta românilor și nu putea să înțeleagă de ce românii trebuie să fie mințiți, furați și să nu se afle lucrurile astea, iar cei vinovați să fie pedepsiți. Da. Ce aș dori să mai spun, astăzi, uitându-mă pe internet să văd ce mai scria în ultimul ziar pe care îl edita, pentru că ajunsese... El niciodată n-a avut bani sau fonduri materiale importante. În general, scodea, știu că publica ziarul mai mult din donații, din diverse surse, de la susținătorii din partid, și scria chiar sus în ziar mare pe manșetă: Corneliu Vadim Tudor organizează licitație pentru unele materiale inedite, istorice, cu mare valoare istorică, unele documente originale, din arhiva lui personală. Deci acest om așteptă să-și vândă mașina, ceasul, tot ce avea, absolut tot ce avea, numai din dragoste, dar și ține mai departe acel ziar pe picioare, de a informa mai departe și de a ține legătura cu cei care erau alături de el. Nu știu, să fie țărâna ușoară și să încercăm să trecem și la celelalte subiecte ale zilei, deși acesta este clar subiectul cel mai marcant. Și pot să spun și eu, David Corneliu Vadim Tudor, ultima dată l-am văzut ieri la televizor, la știri, când luase atitudine față de situația Mițiului Arghezi, membru marcant a Partidului România Mare. A avut o atitudine corectă, zic eu, în legătură cu faptul că se preconizează ca urmașul bunurilor marelui poetul Arghezi să fie date pe mâna unui străin, respectiv un personaj care ar fi avut grijă de ea și care i-a influențat deciziile și poate chiar și mâna până la urmă, ca să-i lase un testament. Mă rog, asta din ce am văzut ieri. Din ce îl cunosc eu pe Vadim Tudor, deși nu l-am cunoscut niciodată personal, pot să spun că a fost un mare patriot, o adevărată enciclopedie. Te îngropa realmente cu cantitatea de informații și memoria fantastică pe care o avea. După Revoluție, într-adevăr, s-a înconjurat de oameni care au făcut parte din vechea structură, dar numai în măsura în care a avut nevoie de acele informații benefice pentru dezvoltarea patriotismului și în niciun caz al populismului, iar
pot să spun că a fost și un mare om politic. Să nu uităm că alegerile din 2000 era foarte aproape în turul 2 să obțină voturile necesare câștigării mandatului de președinte. Să fie țărâna ușoară, din păcate România pierde un mare om de cultură și un mare om politic. Și nu pot să nu-mi amintesc la decesul marelui poet Adrian Păunescu, când el a scris o poezie în care îi spunea: adio, fratele meu, geamă, te-au pus pigmeii la pământ. Asta din ce țin eu minte. Poate că așa s-o fi întâmplat și cazul lui, poate din prea mult entuziasm și prea multă, eu știu, acuratețe patriotică, a ajuns să fie și în această situație. Dumnezeu să o odihnească în pace. Da, o să trecem acum și la alte subiecte ale zilei. O să începem cu procesul lui Sorin Oprescu, cel care contestă măsura arestului preventiv și care, dacă este sentința, mi se spune în caz că încă nu s-a pronunțat, deci după 8 ore de deliberări, de durata procesului, da, în sine. Care studiază. O să rog regia, dacă este pregătit materialul, micul material, să-l difuzăm și continuăm ulterior cu discuțiile pe marginea acestor. Aceasta este declarația primarului general al Capitalei, domnul dr. Sorin Oprescu, care susține în continuare suscitare că nu a luat șpagă, mită, într-adevăr, până și procurorul general, șefa de la DNA, susține că nu a fost un flagrant, însă banii erau totuși inscripționați și au fost găsiți asupra dânsului după ce a fost adus pentru percheziție la sediul DNA, ceea ce spune multe. Decizia de astăzi a judecătorilor contează foarte mult, întrucât ar însemna și demiterea lui Sorin Oprescu din funcția de primar general. Suspendarea din funcția de general, de primar general al Capitalei. O să încep cu noastră, domnule Titi Sultan. Cam cum sunt vățișurile legii în astfel de cazuri? Păi numai prefectul are posibilitatea de a-l suspenda din funcție în situația în care măsura arestării preventive se dispune pentru 30 de zile și rămâne în vigoare. El a făcut recurs la măsura pronunțată de tribunal. Acum Curtea de Apel decide, am înțeles, după 3 ore de dezbateri, dacă menține sau nu măsura arestării preventive. El, numai dacă își dă demisia, există situația în care s-a organizat alegeri pentru nou primar general, însă atâta timp cât nu este o hotărâre definitivă și irrevocabilă și se menține această măsură arestării preventive, el este decât suspendat din funcție. Dacă se revocă măsura arestării preventive și este pus în libertate, atunci primarul general, bineînțeles, dacă nu va primi o altă măsură de interzicere de a părăsi localitatea sau un arest la domiciliu, atunci el poate de mâine să-și rea funcția de primar, dar asta nu înseamnă că cercetările în cazul dosarului care îl privește nu continuă. Asta este procedura legală prevăzută de legea administrației publice locale și pot să spun că atât primarul, cât și Consiliul Județean, cât și președintele Consiliului Județean și prefectul, în cadrul exercitării atribuțiile, acționează în principii de legalitate. Deci nu există un raport de subordonare între aceste instituții. Chiar dacă prefectul este reprezentantul guvernului, chiar dacă președintele Consiliului Județean este ales și chiar dacă primarul este ales. Numai că prefectul poate, potrivit Constituției, articolul 122, poate ataca în fața instanței de contencios administrativ un act al primarului, al prefectului, al Consiliului Județean, în măsura în care consideră actul ilegal, act care va fi suspendat de drept până la soluționarea de către instanță a acestei acțiuni a prefectului. Ce m-a șocat este informația conform căreia cei 25.000 de euro pretinși a fi fost luați drept mită, un avans dintr-o sumă mai mare, ar fi fost dați pentru ca un anumit subordonat să rămână în funcție. Și întrebarea logică care ți-o pui este următoarea. Dom'le, dar ce își făcea subordonatul ăla dacă trebuia să-i remită lui Oprescu 60.000 de euro?
Deci întrebarea numărul 2, care vine imediat într-o ordine, zic eu, destul de logică. Nu știu dacă poți nega atunci când ești prins cu niște bani însemnați asupra ta, dacă mai poți nega, dacă poate fi o cursă, să zicem. Exact, poate nega problema asta. Dom'le, mi-a fost, cum să spun, situația de față, nu e nimic real, ci realmente... Nu, dânsul susține că a fost vorba de un împrumut. Da, deci dumneavoastră îmi dați mie niște bani împrumut și spuneți, dom'le, mă duc la bancă și ți-i aduc. Și acei bani sunt de fapt însemnați și la revedere, s-a încheiat subiectul, practic. Să poate spus, atâta timp cât există un denunț, atâta timp cât probabil că acel denunțător a folosit mijloace tehnice, chiar dacă am înțeles că discuțiile se purtau într-un fuișor în care primarul Sorin Oprescu avea și instalații de-astea de bruiaj și lăsau telefoane undeva, asta spun din ce am urmărit la televizoare, dar... Nu știu, cred că adevărul e undeva la mijloc și urmează să se stabili de către instanță, bineînțeles pe baza probelor care sunt administrate, pe baza declarațiilor și așa mai departe. Dar să spui că, nu știu, totul este o mascaradă, e destul de greu de presupus că este așa. Se bazează pe... Chiar Corneliu Vadim Tudor susținea ieri într-o emisiune, nu ieri, minte, acum în urmă câteva zile într-o emisiune televizată, faptul că ar fi avut undeva sub cușca unui Rottweiler din curtea lui, nu știu câte milioane de euro care ar fi dispărut de acolo, ceva la modul acesta. Mă rog, e greu de... Cum mi se pare? E greu de digerat o știre ca asta. Deci primarul capitalei, și la Iași, înțeleg că e o situație destul de delicată. Și nu numai, la Constanța, în orașele foarte mari ale țării. Nu mai știu pe unde. E greu să te gândești pe unde nu sunt probleme. La Pitești... Sunt peste tot, e adevărat. Ce pot să spun? Teoretic există șanse de... nu știu cât la sută, nu multe, să fie nevinovat. Există. Dar, conform legii, beneficiază de prezumția de nevinovăție și normal să beneficieze depinde până de la capăt. Depinde de probele din dosar. Da, exact. Depinde de probele din dosar. Bine, aici faptul că ne îndoim și într-un procentaj foarte mic arată faptul că inclusiv DNA-ul sau alte instituții care ar trebui să aplice legea, nu respectă ei întotdeauna absolut de la cap la coadă procedurile pe care ar trebui să le respecte. Uneori fac exces, uneori fac abuz. Faptul că uneori fac și se demonstrează, chiar dacă în puține cazuri, se confirmă printr-o hotărâre de instanță că au făcut abuz, te face să te întrebi, n-o fi oare un abuz? Nu mă refer neapărat în cazul de față, dar teoretic e posibil așa ceva. Bine, în cazul domnului Oprescu, cel puțin din informațiile pe care le avem, e greu de crezut că e vorba de așa ceva, dar, așa cum spuneam și așa cum prevede și legea, dacă am stabilit o regulă pentru toată lumea, până când nu se epuizează orice cale de atac, trebuie să-i dăm prezumția de nevinovăție, trebuie să o respectăm. Că ferească Dumnezeu să fie cineva în situația asta și să-l cumva antecondamnăm, fără ca el să fie cumva vinovat. Mi-aduc aminte cazul, fără legătură cu ce se întâmplă astăzi, domnului Oprescu, mi-aduc aminte cazul a doi studenți din București care au avut o scenare că făceau trafic de droguri, cei care au grația președintele Băsescu. Și să nu uităm că acolo, la cazul respectiv, a fost vorba și de un procuror, a fost vorba și de niște ofițeri în presie de la DICOT sau de la crimă organizată. Le-au băgat plicurile cu droguri în buzunare, au arestat, au făcut pușcărie până când au fost grațiați, lucru care, de fapt, reprezintă o rușine pentru tot sistemul de aplicare a legii. Bine, ne dorim ca astfel de cazuri să fie cât mai puține, dar probabil acea prezumție de nevinovăție de aia trebuie să opereze în cazul oricărui om și de aceea cred eu că ar trebui să țină cont de ea inclusiv organele de anchetă. Până la proba contrarie, până decide un judecător. Problema e adevărat că nu este el obligat să-și dovedească nevinovăția și organele de anchetă trebuie să îi dovedească vinovăția. În ceea ce privește acest principiu al prezumției de nevinovăție, este prevăzut și în Constituția la articolul 23 alineatul 11, și anume că până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată. Nici atunci. Dar... avem exemplu la Inca. Da, da, e unul dintre exemple. Avea decizie definitivă, singura contestație. S-ar putea vorbi de, eu știu, o răzbunare politică, având în vedere că la anul nu e greu, locale. Nu se poate spune răzbunare așa, nu neapărat răzbunare, înainte de a se... Vorba de desemnarea candidaților pentru primărie și aici e o luptă chiar între ei înșiși. E o luptă chiar între ei, pentru că, vedeți, și la PNL, din trei se stabilește unul pe baza sondajelor. Adică așa ar fi... Da, bine, așa lucrează PNL-ul la nivel național. Da. Doamna senator Anghel, ce aș dori să vă întreb?
Până de curând aveați în cadrul partidului dumneavoastră poate cel mai omul cu cel mai mare prestigiu dintre primarii de sector ai capitalei și omul care ar fi putut să acceadă în locul lui Sorin Oprescu la viitoarele alegeri locale. Și mă refer aici la Cristian Popescu Piedoni. Care poate continua. Da. Înțeleg că a trecut la UNPR și cel puțin acestea sunt informațiile care au apărut în presă. Însă sondajele îl dau în continuare pe primul loc pe Cristian Popescu Piedone, ca potențial primar general al capitalei. Bine, asta în varianta în care... Eu aș fi vrut să spun totuși referitor la domnul primar Oprescu faptul că nu voi cădea în capcana televiziunii judecării proceselor la televizor. Normal ar fi calculurile astea să se petreacă în cadrul instanțelor de judecată, iar noi să aflăm o știre, punct. Oprescu a fost arestat preventiv, să zicem, punct. Și să mai aflăm după aceea când se termină procesul că s-a soluționat pozitiv, negativ, etc., etc. Sunt câteva probleme. Iertați-mă cu toată stima, deci prezumția de nevinovăție nu este lege neapărat, este principiu constituțional. Deci un om este prezumat a fi nevinovat, a spus că e lege, este principiu constituțional, deci n-ai cum să spui că este cineva vinovat. Mai mult decât atât, dumnealui a spus că, din ce am văzut eu, că nu prea m-am uitat în ultima perioadă la televizor, că a luat niște bani cu împrumut. Faptul că avea nevoie, faptul că imediat după ce a primit banii, s-a urcat în mașină și banii au fost împrăștiați la două sau la trei persoane, vine tocmai în susținerea acestei afirmații că avea nevoie urgent de banii respectivi și că a cerut cu împrumut. Eu nu pot să pun la îndoială ceea ce spune dumnealui, pentru că n-am acces la dosar, nu știu ce se întâmplă acolo și v-am mai spus, pe principiul constituțional că omul este nevinovat până la proba contrarie și să fim totuși drepți, să stăm strâmb dacă este cazul și să gândim drept. În ultima perioadă, unor oameni care sunt incomozi sau care au șanse de câștig la o anumită funcție, li se întâmplă lucruri rele, ciudate și nebănuite. Cum ajung la Beciu Domnesc? Nu știu, că ajung pentru o perioadă limitată, că după aceea se constată că de fapt au fost nevinovați, că se întinde procesul, vii și cer, spre exemplu, încuvințarea arestării preventive pentru un parlamentar și în procesul respectiv mai sunt 2-3 care nu erau parlamentari și putea să meargă înainte procesul și constați că au trecut 2-3 ani de zile și nu se face nimic, deci ce voi ai doar arestarea persoanei respective. Deci, din păcate sunt nevoit să vă întrerup, trebuie să luăm sfânta pauză de publicitate. Vom continua discuția după. Da. Bună seara din nou, am revenit în studio. Ni s-a alăturat și domnul Inocențiu Voinea, consilier local la sectorul 3 din partea PNL. Vorbeam înainte de pauză și o să rog din nou pe doamna senator să mă scuze că am întrerupt-o. Vorbeam despre procesul domnului Oprescu reținut pentru acea pretinsă mită. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, vă adresați și întrebarea legată de Cristian Popescu Piedone ca posibil viitor primar general al capitalei. Eu îl văd ca posibil. Îl văd primar general, îl văd muncind ca primar general. Chiar dacă a plecat la UNPR, eu n-am să pot să spun ceva urât despre Piedone. Este un om extraordinar. Este genul de persoană care atunci când își propune ceva chiar realizează. Este genul de om care o ia de dimineață prin cartiere și ajunge poate seara acasă. Este genul de om pe care îl doare când are probleme și la noi la PC a fost o chestie, s-a
părțit sau ne-am dus unii cu alte, adică am rămas acolo unde am fost, au plecat prea puțin dincolo. Mai probabil că nu se mai regăsea nici într-o parte, nici într-alta ca sprijin politic, pentru că nu poți să ajungi primar general al capitalei dacă nu ai un sprijin politic. Probabil că sufletul îi este totuși lângă domnul Voiculescu, pentru că avea o relație foarte bună, dar indiferent că s-a dus la UNPR sau probabil că aș fi având o reținere dacă s-ar fi dus la PNL, adică fostul PDL, nu așa, dar nici atunci n-aș fi putut să spun ceva împotriva sau de rău împotriva domnului Piedone. Este un om extraordinar și este făcut pentru a fi primar. Este făcut pentru a fi primar. Domnul Inocențiu Voinea, sunteți consilier la sectorul 3. Cum s-a repercutat această informație la sectoare? Și e clar că s-a comentat și la noastră în sector Pumpariu legat de reținerea domnului Oprescu. Era, să zicem așa, o bombă cu efect anunțat, să zicem. Mirarea noastră, a tuturor, nu a noastră, a politicienilor, ci a întregii clase politice, dar și a oamenilor de rând, este cum Dumnezeu sub, acum când toată lumea știe că DNA-ul e cu ochii țintă pe tot ce și SRI-ul, pentru că e menționat în comunicatul DNA. Cum Dumnezeu a ajuns niște oameni să piardă contactul cu realitatea și să poată să-și permită să umble cu 5.000 de euro în buzunar. Să nu uităm că acești bani i-a primit de la un om foarte apropiat dânsului. Este vorba despre domnul Tănase, care îndeplinea două funcții în cadrul Primăriei Generale a Capitalei, anume conducea și cimitirele și crematoriu, cât și Alpabu, Administrația Lacuri, Parcuri, da, și Agreme București. Uitați-mă, să nu uităm ce a declarat domnul Oprescu totuși. I-am cerut cumprumut. Și faptul că nu i-a pus undeva la păstrare în casă, știți? Și a și plecat în noaptea respectivă să-i ducă, vine în scuzarea domnului că atunci avea nevoie de banii nu respectivi. Nu prea văd eu să ducă lipsă pe domnul Oprescu, dar nici de 25, nici de, poate nici de mai mult. Sincer vă spun. Probabil, nu, deci eu nu spun că a dus lipsă. Deci trebuia în noaptea aceea să ducă banii. Nu era nicio bancă deschisă, nu? Deci probabil că i-au trebuit banii atunci. Da, era 12 noaptea totuși, da. Mă rog. Da, eu nu am inteles ca domnul Oprescu să fie avut o poziție publică față de reținerea principalului dumnealui colaborator, consilierul Vindel, nu? Da, Moni Winkler, Solomon. Îi se spune, da, Moni din alte motive, miroase ca o tufă de liliac. Primăvara să-mi placă mai fistic, eu, mă rog, are niște alte probleme. Sunt niște semnale. Problema este, sincer vorbind, acest buget al capitalei, care este unul mare, un miliard de euro, da, anual, borcanul cu miere imens. Toate proiectele începute la nivel de capitală și-au triplat valoarea până la finalizarea lor. Se începe de la un preț minim, să mai inventează, stai că pe aici treci un cablu de la metrou, mutăm podul 5 metri mai încolo și se dublează prețul, tot felul de găselnițe, și asta nu se poate face fără ajutorul consilierului de la Primăria Capitală, mă refer la consilierul general. Asta este o boală nu numai la nivelul administrației locale, în general. Aceste licitații trucate în care oameni de bună credință care vin și pun prețuri reale și văd că pierd licitațiile pentru că contracandidații lor vin cu prețuri cu care știu că niciodată nu se poate să realizeze lucrarea, știind că după ce câștigă licitația se vor suplimenta fondurile fără niciun alt fel de motiv decât, mă rog, fișe tehnice. Eu știu de la noi la sectorul 3 cum se votează pe bandă rulantă milioane de euro cu note de fundamentare de 3-4 rânduri, scrise și într-o gramatică și chiar într-o limbă română și chiar. Este inadmisibil să fundamentăm lucrări de milioane de euro în 3-4 rânduri. Eu aș vrea să adaug ceva la ceea ce a spus dumneavoastră, singura Constituție în 1938, în care era specificat un lucru. Furtul din bani publici este crimă. Mă întreb, nu neapărat modificarea Constituției, ci codului penal. Și să considerăm... Înăsprirea sancțiunilor. Da. Și să considerăm furtul din bani publici crimă și să fie pedepsit cum este pedepsită crimă. Atunci cred eu că mulți dintre oamenii care s-au dedulcit la astfel de bani vor privi de
trei ori, de cinci ori. Da. Și deși am senzația, și vorbeam cu un psiholog, este și o chestiune psihică. Am pierdut contactul cu realitatea la un moment dat. Când ai ajuns la o anumită sumă de bani, banul nu-ți mai face plăcere sau nu-l mai ai sau nu-l mai dorești pentru a satisface anumite nevoi. Pentru că poți să ți le satisfaci și tu și tot neamul tău, 4-5 generații încolo. Este pur și simplu dorința de a avea. Hagi tu dose. Să am. Este o dezumanizare. Dar este o chestie psihică. Deci ar trebui să ca oamenii politici sau cei care umblă cu banii publici să aibă grijă să nu ajungă la stadiul acesta în care să nu mai conteze viața de lângă el, să nu mai conteze nimic absolut în rest decât banii care iau ei în conturi și proprietățile eventuale. Deci cunosc oameni dispuși să meargă la DNA să dea declarație legat de sumele pe care le dădeau anumitor angajați din Primăria Generală. Cineva care, de exemplu, avea o afacere în Herăstrău. Păi dacă la sfârșit de an nu se ducea bine îmbrăcat, cum mi se spunea la telefon, să vii bine îmbrăcat mâine, bine îmbrăcat însemnând așa un 5.000 de euro, lejer, dacă nu se ducea bine îmbrăcat, a doua zi începea poliția locală, divers, poliția capitalei, tot, primea pe cap toate controlele cu putință, îi tăia apa în curent, îi făceau toate mizerile după lume. Deci sunt astfel de persoane și din informațiile pe care le am, curgălă la DNA, lumea a început să reclame, domnule, și mie mi s-a cerut și eu am dat, dar nimeni nu i-a dat direct lui Oprescu, să fim bineînțeleși. Și a dat unor subordonați din acestuia, din cadrul aparatului amplu și stufos din Primăria Generală. Acel sediu... Pe care îl puteai cumpăra cu chirie. Ca să nu mai spun că vechiul sediu trebuia terminat din urmă cu mai bine de 2 ani. Dar știți de ce? Iertați-mă. Și, chiar tac după aceea. Știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Am cu un profesor, avocat... O secundă, mă întrerup informația momentului. S-a dat decizia la Curtea de Apel. Sorin Oprescu rămâne în arest. Înseamnă că probele sunt... Așa, și vorbeam cu avocatul respectiv, care e și profesor, și care spunea așa, s-a ajuns în ziua de astăzi să se cumpere denunțurile. Da, denunțurile alea ca la carte. Am auzit și eu despre așa. Cu sume mai mari decât ar trebui să plătești un avocat. De ce? Pentru că în momentul în care te-ai dus cu denunțul respectiv, dar denunți, nu orice prostioară, ai deja jumătate din pedepsă. Avem cazuri, de exemplu, în cazul doamnei Udrea, cei care au fost înainte și care au învârtit milioane și zeci de milioane de euro. Aia nu mai au deloc. Aia au rămas și cu banii și liberi. Au rămas ca martori, dar au rămas cu banii și liberi. Despre asta vorbim. Legea spune la suspecți sau învinuiți, conform legii privind combaterea corupției, într-adevăr, este un articol, nu mai știu, 17-18, care dacă dai în vileag fapte de corupție, se reduce pedepsa la jumătate. Dar nu să le dai pur și simplu. Trebuie să fie și însoțite de anumite elemente. Ce spun? Denunț, nu vorbe. Atunci există posibilitatea ca pedepsa să fie redusă la jumătate, da. Sau îți spune, domnule, noi cerem o pedepsă cu suspendare. Asta e optica DNA-ului, tocmai pentru dacă a descoperi și alte în ultima vreme, DNA-ul lucrează în strânsă colaborare cu serviciul de informații. Totdeauna lucrează. Și există întotdeauna înregistrări ambientale și tot felul de date. Asta le face seriu. Care le face seriu. Le face seriu pentru că toate și care ajung și acestea probe la dosar. Bineînțeles. Și care nu cred că mai pot fi combătute. Dar nu știu dacă notele informative ajung la dosar. Deci astea cu siguranță în niciun caz nu ajung. Pe mine altceva mă neliniștește. Faptul că a trebuit să existe o voință politică și cred eu că o voință politică europeană ca aceste organisme create pentru a combate corupția să-și facă într-adevăr treaba. Nu cred că este normal ca să fie scoase dosar sau că le-a trebuit DNA-ului și parchetelor 7, 8, 9, 10 ani să strângă probe, deci acum se instrumentează cazuri din 2007, din 2008. Da, exact. Oare ce spunea de doamna senator, să așteptăm atât și de ce nu funcția asta de control nu își îndeplinește și latura preventivă, că înainte să meargă
prevenție și control. Se bată la ușă să spune voi. Noi am ajuns mai catolici decât Papa. Convenția Europeană împotriva corupției prevede anumite infracțiuni. Noi am triplat numărul și am făcut din orice contravenție infracțiune. Nu, infracțiuni conexe, infracțiune de corupție. Am făcut din orice. Deci noi am ajuns să ne tragem singuri preșul de sub picioare. Și spun noi, referindu-mă la parlamentari care nu citesc cu atenție uneori o lege și care o votează doar pentru că așa a zis liderul de partid că trebuie votată. Nu. Nu, pentru că mâine pe mine n-ajunge liderul respectiv neapărat în pușcărie, ajungi tu pe ce ai votat tu. Da, revenind la cazul... Astăzi, la unele mandatului reprezentativ. Revenind la cazul lui Sorin Oprescu, aș vrea să vă spun că există anumite voci care spun că Videanu l-a acoperit pe Băsescu și la rândul lui Oprescu i-a acoperit pe amândoi. Sunt voci care spun, sunt proiecte care s-au continuat în... Și pentru Oprescu n-a mai fost meselul. N-a mai fost, pe numai Băsescu la butonele. Băsescu a spus că în cei 10 ani de mandat ai lui nu a primit nicio notă informativă de la un serviciu cum că a existat suspiciuni de fapte de corupție din partea primarului. Da, nu are nicio relevanță. E o declarație, nici nu pot să-i spun politică, pentru că nu mai avem politică. Presa a tot tras semnale de alarmă și cu câinii, și cu vaccinarea, și cu chipurile la câini, și cu câte și mai câte. Nu, cu câinii a fost o mare mizerie și este în continuare. Asta e efectul tuturor mandatelor de primar. Cu câinii este și nimeni n-a vrut să se sesizeze. Chiar dacă parlamentari au semnat, au scris, au adus, deci la câini... Ce m-a durut cel mai tare, faptul că se sustrag niște bani din buzunarul cetățeanului, dar lucrul acesta se face în baza unei crime oribile. Oribile. Deci au fost cazuri în care au dat cuștile și cimentul de pe jos cu apă, au pus două fire de curent electric și a electrocutat. Și au luat banii după aceea că au fost căței eutanasiați. Au fost cazuri și în altă parte, nu știu, în București acum, dar în altă parte, în care au fost omorâți cu lopețile. Deci li s-a dat cu lopata în cap. Sterilizarea și eu cred că dacă se uită cineva la această emisiune, cineva vorbesc din cei care au putere de decizie și de verificare și de control, poate că n-ar fi rău dacă s-ar uita și pe firmele de protan. Că sunt legate atât de tare de moartea cățeilor și poate că n-ar fi rău dacă s-ar uita cineva și ar vedea ce interese, ce bani și cum se fac lucrurile acolo. Și Sorin Oprescu n-a fost legat cel puțin de presă de lucrurile astea? Nu știu lucrul ăsta, dar eu atrag atenția celor care se ocupă de anchetare și de verificare că poate n-ar fi rău să se uite puțin și la firmele de protan. Nu știu cine se ocupă de firmele de protan și nici nu mă interesează. Deci pe mine mă interesează doar faptul că au fost ucise niște ființe cu o cruzime inimaginabilă doar pentru a se face bani. Atât. Domnule deputat, v-am lăsat câteva minute în pace. Da, și cer scuze. Spuneți-mi, la noastră, cum e situația la Iași, de exemplu? Mă refer la administrația locală. Acolo cam cum se prezintă? Ne așteptăm la surprize și până... Nu știu ce o să fie. Știți că este un... Mă rog, este o anchetă pe rol, o anchetă DNA-ului. Bine, acolo pentru o cu tot o altă motivație. Se pare că acum ancheta s-a extins și pe alte zone. Nu cunosc detalii. În schimb, ceea ce se poate spune, se poate observa, domnule, într-o administrație când multă lume ia șpagă, nu poți să spui că nu știe și șeful. Este limpede, pentru că atunci ori îi dă afară, nu? E limpede, ori împarte cu ei. Deci, mie mi se pare logic. Asta, bine, eu nu, așa cum spuneam, sunt adeptul respectării până la capăt a principiului de nevinovăție, dar cred că totuși spusă a fost... nu știu, un pic forțată. De ce? Cred că era mai credibil dacă spunea că el l-a împrumutat pe angajatul respectiv și acum îi întorcea banii. Știți cum e că domnul respectiv, mă rog, s-a dus și a făcut și denunț și când împrumuți pe cineva poți să nu împrumuți. Da, doar dacă atât de mare era pornirea să-i faci rău cuiva și îl dușmăneai de atâta vreme, încât la un moment dat când s-a evit ocazia așa, ai
să mergi să profiți de ea până la capăt. Asta înseamnă că ești un om total lipsit de scrupule, mă refer la cel care l-a denunțat, și un om de care toată lumea ar trebui să se păzească, în fond, dacă s-ar demonstra că e așa ceva până la urmă. Dar de asta spuneam, mie mi se părea mai plauzibil pentru domnul Oprescu, invers dacă ar fi fost, dacă îi aducea lăudatorie să se răzbune ca să nu-i mai dea banii sau ceva de genul ăsta. Nu știu, eu mă întreb cu ce-o fi greșit doamnul Tănase sau ce avea pe conștiință de a făcut acest gest, pentru că e clar că a fost un gest intenționat. Dar se știe că l-a făcut-o dumnealui? Nu, cel puțin n-a negat-o. Cel puțin nu a negat-o până acum. Este în comunicatul... Vă referiți la domnul acela care a făcut denunțul, nu? Unul dintre ei. Și spunea, de ce spune că i-a dat banii, că să nu dea afară din serviciu? Sunt informații. Păi de ce să-l dea afară? Asta însemna că avea și el o problemă. Nu știu dacă cam pe dânsul sau pe altă poziție. Cam 20.000 de euro ca să nu te dea. Bine, acum, nu, poate... Când e vorba de Alpac, dar credeți-mă pe cuvânt, doamna senator, că știu. Când e vorba de administrația Lacuri, Păduri și Agrement București, nu știu perfect. E posibil, acum știți cum e. 25.000 de euro. Multe variante. Nu, eu m-am gândit la faptul că noi în 4 ani de zile ca parlamentari luăm 40.000 de euro. Păi iertați-mă, 25.000 de euro pentru mine este o avere. Adică nu, nici nu realizez cam ce dimensiune au banii. Dacă ei în hârtii mari, în hârtii mici, cam cât ar fi așa, 50 pe 100? Problema știți? E următoarea. Nu știți, realizez. Problema cu năsprirea sancțiunilor, cred că tot n-ar rezolva problema. Problema care ar fi, adică s-ar rezolva cumva problema asta dacă s-ar merge până la capăt în recuperarea banilor. Știți de ce? Pentru că probabil fiecare în sinea lui când face astfel de fapte consideră că nu va fi prins. Înțelegeți? Și atunci se gândește că și chiar dacă îl prinde, poate scapă mai ieftin și rămâne și cu banii. Și rămâne și cu banii. Da. Deci părerea mea este că dacă s-ar, în paralel cu eventual înăsprirea sancțiunilor, dacă s-ar merge și până la capăt cu recuperarea banilor și dacă organele de anchetă nu ar aștepta practic să iasă la pensie, mă refer cazurile astea care le anchetează după ien și ien ani și se pare uneori că i-au și date din urmă. Deci dacă n-ar aștepta atât de mult, cred că prejudiciul ar putea fi stopat, s-ar putea trece imediat la recuperare și ar fi de bun augur pentru toată lumea. Dar așa ce faci? Deci să luăm cazuri concrete, la Oprescu. Dacă Oprescu, să zicem, teoretic, există posibilitatea să fie vinovat sau să fie nevinovat. Luăm cazul vinovat. La dânsul nu e vorba de prejudiciu, deocamdată. Nu, dar faptul că se va ajunge la prejudiciu când dă cineva mită, ce înseamnă? Înseamnă că probabil obține contract, obține alte avantaje și dă cu altă parte de acolo. Că nu dă cineva, vine cu banii de acasă și dă că e primar și că e frumos și că e simpatic, sau mă refer că e angajat la primărie. Nu, sigur că nu. Și atunci asta vreau să zic, dacă s-ar interveni mai repede, lucrurile s-ar schimba în bine mult mai repede. Ei, asta mă neliniștește uneori, zic, domnule, erau și la firme, doar știți, cu valori foarte mari. Domnule, n-a plătit la stat nu știu câte sute de milioane de euro. De ce ai așteptat? Eu mă pot gândi că și acolo pot fi oameni incorecți, nu știu cine, nu știu cum, da? Și care la un moment dat pot primi și ei o anumită sumă de bani care din anumite motive se pot opri la un moment dat. Și atunci mai scoate un exemplu din ăsta pe stradă la naftalină de 10 de ani cu acumulări de datorii din astea mari. Poate e așa, poate nu e așa. Dar dacă nu s-ar aștepta atât de mult, s-ar interveni mai prompt, eu cred că unul ar fi mai multă credibilitate și nu te-ai mai îndoi vreodată că poate să fie vreo șmecherie de genul ăsta. Pe de altă parte, s-ar stopa și prejudiciile și ar fi în fruntea instituțiilor locale sau naționale oameni corecți. Pentru că dacă tu lași 10 ani, spre exemplu, să măcelărească în felul ăsta un oraș pe unul și după aceea îl iei și vine altul, zice, este timp, că ăștia se mișcă după 10 ani, nu? Nu se știe ce se întâmplă. Niciodată nu mai ai un primar, să zicem, corect undeva sau niciodată nu ai un alt director, eu știu, pe o instituție din asta corect. De aceea eu cred că în paralel cu faptul că avem astfel de cazuri de corupție, eu zic că este un fel de oglindă și a celor care fac anchetă sau care ar trebui să aplice legea. Degeaba dai exemple de genul ăsta. Mi se pare foarte tardiv și foarte tardiv și știți cum e. Mai vorbeam. Asta arată și în prezența clanurilor în anumite orașe, în anumite zone sau în toate. Aici ce arată? Arată că ai polițiști care nu-și fac datorie mână în mână cu procurori care nu-și fac datorie și de ce nu uneori chiar și cu judecători. Deci când o să văd că în România nu mai sunt clanuri, când o să văd că în România nimeni nu face nu știu ce abuzuri la adresa altcuiva, fără să teamă și fără să intre la închisoare, atunci o să cred că nu avem corupție în astfel de instituții. Atâta vreme cât văd
chestiunile astea la ordinea zilei. Și atâta vreme cât văd că astfel de fapte durează zeci de ani până să fie anchetate, mă îndoiesc că sistemul funcționează în mod sănătos. Și câteodată cap în minune, în ultima zi, înainte de a expira sau de a se prescrie, cap în minune, justiția aș face. Și atunci ce ne putem gândi? Sunt multe soluții aici teoretice sau multe posibilități teoretice. Domnule deputat, din nou pauza de publicitate. După pauza de publicitate vom discuta despre învățământul românesc, situația și perspectivele acestuia, ținând cont și de faptul că astăzi a fost prima zi de școală. De la discuția despre păcatele și ponoasele domnului primar general Sorin Oprescu, schimbăm subiectul, trecem la unul care cred că interesează chiar pe toată lumea. Este vorba despre soarta învățământului din țara noastră. Astăzi a fost prima zi de școală, profit de faptul că am alături de mine oamenii din sistem, și doamna senator și domnul profesor Titi Angel, chiar și domnul deputat, așa dacă am înțeles că și noastră ați avut în trecut de-a face cu sistemul de învățământ sau Michel? Nu. Nu. Înseamnă că nu mi-a făcut temele bine. M-am uitat peste CV, dar am fugă înainte de emisiune. Și aș dori să încep cu doamna senator. Am fost lider de sindicat la studenți. Știam ceva, dar n-am știut bine. Am văzut o chestie în CV. Doamna senator, dumneavoastră chiar proveniți din sistem. Cum apreciați la ora actuală sistemul de învățământ românesc? Dă randament, produce oameni care ulterior să aibă ce face cu o anumită diplomă în viață? Păi bine, învățământul răspunde la o comandă politică. Dacă respectiva comandă nu este bună sau este eronată, e clar că răspunsul este tot eronat. Nu sunt oamenii din învățământ vinovați de ceea ce se întâmplă acolo, ci lumea politică este vinovată. Dar discuția de astăzi era pe declarația domnului Iohannis, care spunea că este inacceptabil ca 4.000 de școli să nu aibă toalete, să nu aibă condiții, și după aceea a făcut precizarea că, de fapt și de drept, toate aceste obligații incumbă administrației locale și nu ministerului, și că nu reproșează ministerului lucrurile astea. Dar eu aș avea o întrebare pentru domnul Iohannis, cu tot respectul. A fost primar. Poate în Sibiu toate școlile au... Păi, în Sibiu s-au primit bani, cum se primește în alte locuri, bani de bani, unde poți să faci. Dar în momentul în care ai o comună amărâtă, prăpădită, unde consiliul la local nu strânge bani nici măcar să dea salarii la angajații primăriei, de unde să facă lucrurile astea? De unde să le facă? Unde oamenii respectivi sunt poate pe vârf de munte și nu știu și n-au auzit de fonduri europene și de cum trebuie făcut. Există un păcat original aici. Când reforma învățământului începută prin 90 și ceva până în 2000, nu s-a gândit că descentralizarea, trecerea școlilor în administrarea consiliului locale ar fi trebuit făcută după ce statul și-ar fi asumat faptul... Asta a spus domnul Iohannis astăzi, da. Să pună școlile la punct și să se asigure că bugetele locale au capacitatea să susțină acele școli. Și atunci, normal că există discrepanțe uriașe. Sunt 4.000 de școli care nu au început astăzi școala fără avize de funcționare, da, avize și sanitare. Și nu numai că au început-o, o vor continua și o vor și termina la modul acesta, pentru că nu poți să închizi școala, să pui lacătul pe ea și să spui din pricina faptului că nu ai toaletă cum trebuie, nu mai lași copiii la școală, că ai altfel de probleme după aceea. Și asta e o problemă. A doua problemă, un caz din familie, să zicem, din familia mai largă. O nepoată din partea soției a terminat cu dintre a întâia până între a opta, cu 10 pâine, cu câte două coronițe pe cap. Media i-a permis să intre la ce liceu a vrut ea în București, undeva în provincie. I-a permis să intre la ce liceu a vrut ea și a intrat la Mihai Viteazu, că media i-a permitea. În primul an, în clasa nouă, a trebuit să-și pună meditator la vreo 4 materii ca să treacă clasa. Copil care n-a știut ce înseamnă nota nouă, dintre a întâia până între a opta.
Asta este diferit. Cum poți să spui că pleacă cu șanse egale? Sigur că parcursul liceului și a revenit, a... Da, aici e vorba și de calitatea dascolului din provincie, sau mă rog, din anumite... Eu vă spun... localități mici. Voi spune un lucru. Spre exemplu, Caracal nu este un oraș foarte mare, este un municipiu mediu spre mic, dar calitatea învățământului a fost întotdeauna la cote foarte sus. Doamna senator, da. Caracalul deja a dat două personalități, dar cel puțin în medie. Vorbesc de tu că ești de Danția Colescu. A, în media, ziceți noastră, în media, nu zic mai mult. Din păcate, se discută de învățământ numai atunci când începe școala, numai când, da, și vom mai discuta în momentul în care va fi bugetul, de ce nu e 6%, de ce prorogăm iarăși legea. Dar nu discutăm și despre calitatea învățământului. Domnul meu, eu vă spun, deci, iertați-mă, eu lucrez în învățământ și vă spun un lucru. Dacă în Occident cadrele didactice ar fi salarizate cum sunt în România, n-ar ști copiii respectiv nici măcar cum să se iscălească. La noi s-a mers întotdeauna pe principiul cadru didactic poate să facă și muncă patriotică. În momentul în care un cadru didactic intră într-o clasă de copii, n-are cum să piardă timpul, dacă are, și majoritatea au conștiință, mai ales cei din generația 30, 40, 50 de ani, așa au fost crescuți, așa au fost învățați. Și tot timpul cadrul didactic gândește, domnule, nu e vinovat copilul din fața mea de ceea ce se întâmplă și de ceea ce îmi face guvernul. Deși eu uneori spun că și noi cadrele didactice suntem vinovate în ideea în care, cum a zis noastră, dăm ușor câteodată notele mari și eu mai zic așa, uite, unii care iau note foarte mari și de nu știu absolut nimic, ajung mâine, poi mâine miniștri sau politicieni, au senzația că toată lumea face carte sau a învățat carte cum au învățat ei, adică fără niciun fel de efort și mai mult pe ochi frumoși și pe așa. Prin apă, să spun. Poftiți? Găscat prin apă, așa, și de aceea nu dau doi bani pe un cadru didactic. Pentru că dacă toți ar fi exigenți la sânge, dar e o nebunie. Doamne. La 1-4 au băgat, au introdus calificativele. Păi cum diferențiezi tu 9-le de 10? 10 înseamnă perfecțiune, 9 înseamnă așa. Ne-am orientat, uite că m-am ambalat deja că e vorba de învățământ, după învățământul din Occident, unde nu trebuie să-i spui copilului nimic, că vezi, Doamne, îi tai aripile. Trebuie întotdeauna, a spus o prostie, trebuie să-l încurajezi. Ei, nu, deci la noi s-a făcut treabă în învățământul nostru tradițional. În momentul în care copilul era conștient, eu mi-aduc aminte că îi puneam pe copii să se noteze singuri. Să spună ce notă ar merita. Ca să știe la ce valoare este. Sau dădeam lucrările la colegul de bancă. Și colegul de bancă îl nota, cu ocazia aceasta vedeam și dacă respectivul știe, a învățat lecția, dar era o formă de autoevaluare, colegă, pentru că aceasta, de aceea avem probleme. Nu mai sunt alte probleme. Sunt salariile mici. Gândiți-vă că un profesor e umilit când vede o elevă în fața ei, da? Deci profesoară și în fața ta o elevă vine plină de, eu știu ce, bijuterii, nu, ceasuri, umilința nu e asta. Bă, știți care e umilința? Nu. Umilința știți care este? Că văd că aveți un perete de cărți, da? Te duci la o librărie, te uiți și vezi că o carte costă 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 și te gândești că poate ai copilul student și 3 milioane înseamnă căminul lui, da? Și înghiți în sec, am văzut cadre didactice care se duc și citesc în librărie. Așa au ajuns. Da. Deci asta e cea mai mare umilință. Deci în momentul în care eu vreau, sunt intelectual, vreau o carte, mi-o doresc și nu s-o am să o pun în raft doar să dea bine cu mocheta sau cu mobila, ci pur și simplu să o studiez și să n-am acces nici măcar la sursele astea de informare, nu cred că există umilință mai mare pentru un cadru didactic. E o chestie de viziune și știm bine, ca să faci orice, ai nevoie de în principal două elemente, materie primă și resursă umană. Ori noi la materie primă nu să stăm, nu ne dăm pe din afară, zicem așa. Dar resursă umană, asta este aurul. Da, este viitorul țării noastre, da? Până la urmă, și de asta chiar... Chiar și dispun. Tehnologie, că nu poți să faci... Vă propun să vedem, aici... să vedem declarația președintelui Iohannis de astăzi pe tema învățământului și comentăm imediat. Prima zi de școală,
și vreau să spun tuturor elevilor, cadrelor didactice și, evident, părinților că le doresc un an școlar cât se poate de bun, cu rezultate frumoase și cu multe reușite. Așa, la început de an, se întâmplă de mulți ani încoace un lucru ciudat. Când ne uităm la știri, observăm că în fiecare an apare un soi de știri care sunt de fapt neplăcute. Auzim că și în acest an școlar un număr mare de unități școlare nu are condiții bune pentru a primi elevii. Auzim în fiecare an că sunt multe școli care nu au autorizații de funcționare, care nu au autorizații sanitare. Încercând să aflu cam despre câte unități școlare este vorba, am ajuns la ceva surprinzător. Am aflat că 4.000 de clădiri din România, din unitățile școlare românești, nu au autorizație de funcționare, în principal nu au autorizație sanitară. Asta este una din 5 clădiri. În România sunt aproximativ 20.000 de clădiri unde funcționează unități școlare și 4.000 din acestea nu sunt potrivite. Este foarte mult. Marea majoritate, peste 80%, nu au această autorizație, fiindcă fie n-au apă curentă, fie nu sunt racordate la canalizare, fie n-au niciuna, nici alta. Este o rușine națională. Cred că este posibil să avem un plan pe 3 ani care să ducă la rezolvarea acestei chestiuni. Cred că este posibil ca până în toamna anului 2018, când vom sărba un centenar de Românie modernă, să avem o Românie modernă și în școli. Din acest motiv, 3 ani, 2016, 17 și 18, în așa fel încât când începe anul școlar 2018-2019, acest tip de știri să nu mai existe și să intrăm în sărbările centenarului fără această rușine națională. Am văzut, deci, declarațiile domnului președinte. Este clar că se cunoaște până la cel mai de sus nivel al statului situația de drept a învățământului din țara noastră. Câte nici școli sunt? Acum, vine din sistemul. Problema este următoarea. Banii au existat chiar și în localități mici, însă și acolo s-a furat. Sunt școli care au luat fonduri, inclusiv fonduri europene, ca să-și... Știu situația de la sectorul 5 mai de mult, cum s-au derulat cu... Pe șola. Avem și noi în România reprezentanța Olaf-ul nostru românesc, dar s-ar părea. Vreau să profit de faptul că este domnul deputatul așa de lângă noi și poate știți, bănuiesc că știți destul de bine situația învățământului din Moldova, unde sunt multe zona Vaslui, de exemplu, sunt multe zone chiar defavorizate, unde se chinuiesc la lumânare, unde învață mai mult și totuși învață și acei copii. Și unii învață chiar foarte bine. Eu aici aș vrea să... Am o scurtă abordare. Deci, în ce privește problema învățământului, eu văd trei mari probleme. Pe de o parte, sărăcia din anumite zone a părinților care uneori nu își pot permite să trimită copiii la școală sau chiar dacă îi
trimit, nu le asigură cele necesare astfel încât copilul să poată ocupa de școală. Vă referiți și la abandonul școlar, și care și asta e greșit. La abandonul școlar, bine, dar aici sunt mai multe discuții la abandonul școlar, că nu toți sunt în situația asta. Și o altă problemă ar fi cea legată de salarizarea profesorilor și cealaltă de programă. Pentru că eu o să le văd într-o strânsă legătură. Deci eu am spus-o și o să o spun. În sistemul de învățământ românesc nu trebuie să fie un sistem care să creeze locuri de muncă pentru profesori. Trebuie să fie un sistem de muncă care să poată să educe copiii, să formeze noi generații. Sigur că cei care se ocupă de educarea copiilor trebuie să fie bine răsplătiți. Dar nu vreau să aud chestiuni de genul sindicate că a dispărut un post, n-a dispărut un post, că ținem copiii să învețe discipline care nu ne folosesc, e supraîncarci sarcina pe care trebuie să o aibă la școală din cauza că nu vrei să renunți la niște posturi. Aia e marea problemă în învățământ. Deci trebuie să o recunoaștem, să o spunem. Deci fetița mea era în... Acum intra noua, era în clasa a 8-a. Stătea anumite ore, 7 ore pe zi la școală. Păi dacă tu ca profesor pretinzi că ai nevoie doar de 4 ore să lucrezi, că în restul te pregătești, deși ai mai trecut prin materia și normal să te pregătești, corectezi teze, faci ce faci, dar are copilul ăla ca să învețe după ce ai predat 7 ore, de cât timp are nevoie? Deci aici mi se pare mie o lipsă de abordare corectă din partea corpului profesoral a problemelor. Și nu, asta depinde de minister. Depinde de minister, dar și de ei, pentru că după Revoluție știm cu toții cum a mers. Tot s-au creat posturi pentru unii, pentru alții, ba s-a mai înființat o disciplină, ba alta. Nimeni nu a făcut o abordare așa la rece, domnule, copilul ăsta câte ore poate să facă pe zi? Atâta, da? Câte zile are săptămâna? Atâta. Păi dacă facem asta, hai să vedem ce discipline îi punem astfel încât nici să nu supraîncărcăm, fără să ne gândim ce profesor s-ar din schemă. Deci așa trebuie privite lucrurile. Mai degrabă le plătești salarii compensatorii, mai degrabă le plătești orice să reorienteze dacă ai prea mulți, dar nu poți să-ți permiți să-ți bagi joc de un copil, să-l chemi, să-l ții 7 ore la școală, să-i mai pretinzi să-și învețe la toate. Să mai dai și o temă din aia absurdă cu nu știu câte probleme până a doua zi. Deci eu aici văd partea de vină a ministerului și a reprezentanților profesorilor, da? Și dincolo, partea de vină a ministerului că nu-i salarizează corect și nu-și asumă lucrurile acestea. Deci aș merge până acolo încât să vă spun că au existat propuneri ca în unele zone părinții să scoată de buzunar astfel încât să-i susțină pe profesori. Sunt profesori care bat distanțe lungi până la școală și care de multe ori nu au deconturi la transport. Au alte... Tot Consiliul Local trebuie să le dea bani și dacă n-au, de unde? Revenind la ce spunea domnul deputat Valida, problema programei de învățământ. Eu vă propun să faceți un exercițiu, o simulare aici. Într-o emisiune renunțați la dezbatere și sigur că nu o să puteți să dați secvențial ce s-a întâmplat și în câte ore. Luați un profesor, nu un profesor. Profesorul de la materiile respective și lângă copil să facă lecțiile pe care le-au dat copilului pentru a doua zi. Să vedeți câte ore îi ia unui copil să învețe la istorie și să-și facă tema, să-și facă cele 40 de exerciții la matematică, să învețe și la engleză să facă exercițiile și la chimie și la cele 7-8 ore. Să vedeți la cât, și cum să vă spun, nu copilul să le facă, să le facă efectiv profesorul le predau colegii lui. Profesorul exact. Să facă da. Lecțiile. Și l-a spus pe aia la geografie pe profesorul de matematică, la literatură pe profesorul exact. De... Haideți să vedem unde să ajunge, să vedeți câte ore dacă copilul ăla mai are cele 8 ore. Asta de somn. Dormi, nu voi vorbesc. Printre altele, domnul președinte Iohannis mai spunea ceva. Domnule, ar trebui să nu mai specializați. Avem elevi care sunt buni la toate, să exact. Toate materiile. Nu. Și într-adevăr, în Occident așa se practică. Dacă are un anumit talent, nu știu, la pictură, la muzică, la eu știu da. Ce, dacă e bun orientarea școlară ce. Și profesională să, nu se mai face. Să, cum să spun, atunci, într-adevăr, îi să deschid niște pozone, stai că tu nu ești bun la nu, fotbal. Nu, și în învățământul obligatoriu, trebuie să pregătești terenul și atunci copilul trebuie să aibă totuși o cultură generală. Trebuie să vadă pădurea, nu copacii. Dar asta nu înseamnă că sunt împotriva ceea ce au spus dumneavoastră, eu fiind mamă, având copii, profesionale... spunând, eu fiind cadru didactic, aveam 2 ore într-o zi, vinerea, spre exemplu, aveam 2 ore, da? Iar copilul meu avea 7 la școală și mai și învăța după aceea și în afară de astea, sâmbătă și duminică aveam meditații. Și mai învață și pe niște manuale proaste da. Care reprezintă un business. Manualele alte. Nu, manualele nu sunt business, manualele sunt corupție.
Corupție, păi, și business pentru unii. Manualele sunt corupție. Păi asta vă spuneam, adică dacă înainte aveai niște manuale verificate și răți verificate și, cuie, ale, și corect, toate la și toți, păi asta spuneam. Acum astăzi cineva, un elev care e la, să zicem, la profilul matematică, dar unde sunt profilurile astea? Dar nu cred că s-ar inventa matematica peste noapte. Nu, nu, păi nu s-ar inventa, dar vedeți că unele conțin erori, altele nu respectă ordinea firească de predare a lecțiilor și mai departe. Acele manuale erau bătute în cuie și se muștele la rând. Un copil care este la corect, real, dă examenul la limba română după aceeași programă pe care o are și cel de la manuale diferite, nu? De, ca, nu, aceeași programă, pe, vorbim de programă, nu e obligatoriu manualul, programă. Deci fiecare manual este făcut în funcție de o anumită programă, iar programa este obligatorie. Și atunci, la un examen, cel de la Real are, sau sunt pretenții de la el să știe la fel de bine limba română, precum știe cel de la uman. La uman nu este obligatoriu să știe matematica sau fizica. Care, deci, deja, din start, pleacă... Da, adică e, școala se face diferit, dar evaluarea se face uniform și nu e corect. Aș dori să mai întreb ceva. Doamna senator, e imposibil să nu fi avut de efectuat lucrări prin casă, eu știu, gresie, foianță, reparații, indiferent. Cei care au venit vă arăta vreun o diplomă pe care să scrie zugrav sau foianțar? Păi nu. Nu avem școli profesionale, nu mai avem... Nu, drept pentru care, spre exemplu, gresia mea la bucătărie, în loc să fie înclinată spre scurgere, este înclinată în colțul celălalt al bucătăriei și am grijă să nu fac inundații pentru că se duce apa toată la vecinul meu de dedesubt. Da, nu, nu, nu. Mă lupt, am să spun un lucru, mă lupt, poate se uită cineva care lucrează la liceele astea tehnologice, mă lupt să obțin pentru 18 licee tehnologice cu program de șoferie, 18 camioane, doar atât. Deci din banii ăștia care are toată țara, trebuie 18 camioane, astfel încât elevii care sunt la liceele respective, având ore de așa ceva, să plece cu carnet de profesionist, de șofer de camion, da? Nu numai că pleacă, dar îl și aduci, pentru că nu mai plătește școală, nu mai plătește plus profesorii care sunt la liceul respectiv și care trebuie să predea orele. Vor fi obligați până la urmă să dea bani înapoi pentru că ei ce fac? Fac numai teorie pe tablă și practică nu fac deloc. Redesenează un camion deci, și... Sunt niște lucruri elementare care dacă ar fi înțelese ce înseamnă prețul a 18 camioane, că până la urmă am zis, domnule, aveți de la armată, nu se poate, nu stricate, care nu mai sunt folosite, dar sunt bune. Dați-le, domnule, să învețe copiii. Sau faceți în așa fel încât dacă reușește un copil de la o școală profesională sau la un liceu tehnologic, apropo de meserii, să aibă medie generală peste 7, atunci plătește-i, domnule, cazarea și masa în așa fel încât copilul respectiv să poată să ajungă la școală. Deci nu-i dai bani lui mama, lui tata ca să-i bea, să-i ducă cine știe pe unde. Îi plătești cazarea și masa și eventual drumul acasă și copiii care vor dori să învețe vor avea un sprijin extraordinar. Pentru că avem oameni care sunt în ziua de astăzi academicieni care dacă n-ar fi având un sprijin de genul acesta, n-ar fi putut să plece nici măcar să ajungă la gară. Pentru că sunt, unii vă spun, am cunoscut cazuri în care pe timp de iarnă venea îmbrăcat, încălțat cu cizme de cauciuc și fără șosete în cizmă și nu cizme de astea de fițe cu cioropel și cu nu știu ce. Cizme de alea ordinare de cauciuc. Există sisteme de burse sociale, burse de merit, dar... Asta, bine, nu sunt acoperitoare, asta e adevărul. Deja e o altă discuție. Doream să vă spun doar atât că, în general, cei care nu au condiții, aceștia sunt cei mai ambițioși, se dedică cel mai mult și până la urmă reușesc. Și până la urmă reușesc pentru în viață. Că... Cei care sunt parveniți și au de toate nu prea se cheme cu... Nu, nu, nu există o regulă. Nu există ca o regulă. Să nu mai vorbim de generația internet care nu mai citim. Nu există o regulă, nimic, dar de obicei copiii care sunt amărâți și care se lovesc de multe necazuri în viață sunt obișnuiți să le ducă pe toate și să nu comenteze și sunt tentați să își depășească condiția aici... în ideea în care de multe ori știți ce spun copiii aceia și de ce muncesc? Ca să poată să ajute pe mama și pe tata când dor fi bătrân. Da, așa este. Și, da. Și aici eu aș mai puncta un lucru care... O ultimă idee. Spre exemplu, este o abordare greșită la noi, ce obțin din punctul meu de vedere, poate greșesc și eu. Să încearcă să ducă profesorul la elev peste tot, în orice cătun de munte, spui, domnule, au desfințat o școală. Mie mi se pare corect că
cu bani mult mai puțini, chiar ajutând elevul cu bani, poți să faci niște centre cu niște cămine acolo, dar bine dotate, poți să le dai și mâncare gratis și ești mai ieftin decât să înființezi școală în orice cătună sunt câte 5 elevi. Pe vremuri profesorul primea și casă și masă și... Dumneavoastră a stat la internat ca elev sau ca student? Eu am stat ca student, aveam colegi care... Nu, da, să schimbăm condițiile, că nu... Deci cu condițiile de acum, nici eu nu sunt de acord, să știți, că știu ce e acolo. Nu, nu e vorba de condiții, este vorba de faptul că te rup de familie, că familia poate să aibă o influență extraordinară. Dar nu poți să faci la munte pentru 3 elevi școală. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru considerații. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori. Ne revedem luni, orele 20.